Volumul despre care vorbim astăzi se numește Efectul Sherlock Holmes, trei intrigi cinematografice. Prin urmare, cartea descrie prin intermediul a trei filme un efect pe care îl numiți efectul Sherlock Holmes. Ce înseamnă acest efect? Da, am ales personajul Sherlock Holmes ca un fel de personaj emblematic al căutătorului de semne, a unui individ capabil să caute, să găsească, să descifreze și să conecteze semne în vederea dezlegării, în cazul lui Sherlock Holmes, sau unui mister. E într-un fel figura tutelară oricărui interpret al semnelor și al imaginilor, sigur cu marea diferență că Sherlock Holmes se confruntă cu o crimă, cu un delict, pe când interpretul cultural, printre care mă număr și eu, se confruntă cu interpretarea unei imagini, a unui text, care trebuie pătruns, descifrat până în ultimele consecințe. Deci, efectul Sherlock Holmes e, pe de o parte, o metaforă pentru orice interpret și, pe de altă parte, în cazul acestei cărți, el acoperă într-un mod foarte semnificativ, mi s-a părut mie, cele trei filme pe care le-am ales, tocmai pentru a propune niște lecturi de caz, trei filme care se lasă și se cer interpretate. Filme aparent polițiste, dar care trec dincolo de această pojiriță aparentă a intrigii polițiste într-o sferă mai adâncă a sensului, a semnificației. Misterul este în fiecare din cele trei cazuri un delict. Exact. Real sau imaginar? Real sau imaginar, pentru că nu se știe până la urmă foarte bine nici într-unul, nici într-altul, mai ales în ultimul film pe care ne analizez, care e Blow Up de Antonioni, dacă delictul a avut loc, cum a avut loc și în ce circunstanțe. Deci cele trei filme sunt două filme de Hitchcock, figură cultă a filmului de acțiune, Fereastra din spate, O femeie dispare, sau O femeie care dispare, nu știu, așa, și Blow Up de Antonioni. Și există un mister și în legătură cu realitatea sau irealitatea delictului. Toate trei filmele sunt axate pe un fel de autoreferențialitate a cinematografului. Exact. Discută însă cinematograful. Delictul e cumva... Există o legătură între delict și facerea imaginii cinematografice? Cred că există o legătură între fabricarea, săvârșirea, crearea oricărei imagini și un anumit mister, nu neapărat un delict. Orice imagine și o imagine picturală, fotografică, ascunde dincolo de suprafața pură a imaginii o semnificație care poate să fie mai mult sau mai puțin misterioasă, nu neapărat de tipul delictului. Dar nu există operă de artă, nu există imagine plastică care să nu aibă o semnificație, să nu aibă un mister, aș spune chiar care să nu aibă o problemă. Și ceea ce face interpretul imaginilor e de a descoperi problema, de a o dezbate, dacă se poate chiar a o rezolva, chiar dacă rezolvarea unei probleme artistice e întotdeauna relativă, depinde foarte mult de subiectivitate, depinde de generație. Cum se știe foarte bine, orice text, orice imagine e interpretabilă într-un fel la infinit. Interpretările se suprapun și se succed una după cealaltă, dar în același timp interpretarea e
o modalitate de a apropia imaginea, de a te confrunta, a te confrunta cu ea și procură, aș putea spune, și foarte multă plăcere. Adică o operă de artă privită numai superficial într-un muzeu, într-un fel poate mai rapid, plimbându-te în fața unui tablou, sigur, e o recepție posibilă, e din păcate recepția cea mai ferventă în ziua de astăzi. Oprirea în fața unei imagini, reflexia asupra modului în care ea comunică, ceea ce comunică, e un alt fel de recepție și care procură un alt tip de satisfacție, o satisfacție nu neapărat intelectuală, dar care trece dincolo de epidermă, aș spune. Toate cele trei interpretări, fereastra apare ca un element foarte important, îl discutați separat în cea de-a treia, mai degrabă cadrajul. Ce rol joacă fereastra în acest angrenaj cinematografic, în această interpretare a dumneavoastră? Ați sesizat foarte bine. Aș putea răspunde, sigur, în mai multe moduri. Aș răspunde, în primul rând, prin propriul meu demers. Nu sunt neapărat un critic cinematografic sau un istoric al fotografiei sau cinematografului, dar am început să fiu la un moment dat atras de imaginea fotografică și filmică, dându-mi seama că pentru a o înțelege foarte bine, ea trebuie văzută, poate fi văzută într-un context istoric mult mai larg, ca o parte a istoriei imaginii, a imaginației în general. Formația mea e de istoric de artă, deci m-am ocupat timp de ani de zile de imaginea fixă, ce înseamnă imaginea fixă, de tablou, de pictură. La un moment dat am fost foarte atras de imaginea mobilă, de cinematograf. Da? Mi-am dat seama că există niște legături, niște punți și niște rupturi, desigur, într-o paradigmă și alta, care merită poate atinse și analizate puțin. Fereastra, după cum se știe, e una dintre metaforele cheie ale istoriei, ale arte, mai ales ale imaginii picturale, începând cu Renașterea. Există un text faimos al lui Leon Battista Alberti care spune: orice tablou e o fereastră deschisă prin care privitorul are acces la o realitate. Deci cadrajul, perspectiva și așa mai departe. Cadrajul, perspectiva și istoria, narațiunea, atât de greu de redat în limitele fixe ale unui tablou, au marcat mare parte din istoria artei și cinematograful n-a făcut decât să intervină într-un moment de descoperire tehnică a unor noi modalități de exprimare în acest context. Ceea ce m-a interesat pe mine și alegerea, ați observat foarte bine, a unor filme care pun problema cadrajului a imaginii, ce m-a interesat e modul în care un realizator cinematografic dialoguează intern sau extern cu marea tradiție figurativă. Deci cam acesta a fost demersul meu. Dar ferestrele au și draperii și în toate cele trei interpretări apare această dialectică, apariție, ascundere, și această dialectică creează iluzia. Este această dialectică constituentă cinematografului sau așa e văzută de Hitchcock sau de Antonioni? Cred că da, cred că este inerentă. În primul rând, cinematograful e o artă foarte bizară, dacă te gândești bine. Sunt niște umbre care se plimbă pe o pânză, deci pânza însă și ecranul cinematografic e o suprafață, un interface, să spune astăzi, o suprafață bizară de semne care dau iluzia realității, lumina din sală se aprinde, se desprinde, deci există un dispozitiv nu numai al cel de luat vedere,
dar și cel de proiectare al unui film. Însuși, ecranul, ne putem întreba, dacă îl luăm de la început, de ce ecranul nu e oval sau rotund? De ce e patrulater? De ce e ca o fereastră? Sigur că aici intră în joc, nu e o fereastră pentru că neapărat pictural e un tablou. Intră în joc o anumită forță acestui dispozitiv, care e dispozitivul dreptunghiular și care și-a lăsat amprenta asupra istoriei artei, picturii, a tablourilor, dar și asupra istoriei cinematografului. A vedea, nu vedea, a descoperi și a ascunde, sunt elemente, eu cred că sunt permanente, chiar dacă nu toate filmele le pun în scenă. Cele trei filme pe care eu le-am ales sunt mai elocvente, mai clare, din cauza că însăși intriga lor e o intrigă de acoperire, descoperire. Așa să vă întreb, ați avut doi tutori, să spun așa, unul francez, unul german, și lucrul ăsta se vede în scrierile dumneavoastră, e un amestec și de rigoare și de spirit ludic, spiritul critic este amestecat cu metodă. În această carte, care este metoda cărții? Care este... E o întrebare foarte interesantă și îmi vine în minte o replică, nu mai țin minte acum, din ce roman al lui Conan Doyle, în care Sherlock Holmes dialoguează nu cu Watson, ci cu un detectiv de la Scotland Yard. Și la Scotland Yard întreabă după ce metodă lucrezi. Și Sherlock Holmes răspunde după metoda mea. Sigur, întrebarea detectivului era o întrebare de specialist, care e metoda, deci... mi-a venit imediat în minte. Metoda dumneavoastră spuneți că vreți să faceți un alt fel de istoria artei decât cea tradițională. Care e metoda? Care e metoda? sigur, încerc să vă răspund. Deci metoda mea e într-un fel personală, dar nu e neapărat inventată de mine. Am trecut prin o școală, două școli, poate chiar mai multe. Am un bagaj de cunoștințe, un bagaj metodologic care a evoluat cu timpul, cu timpul meu interior. A devenit s-a copt până în momentul în care mi-am pus anumite probleme care poate sunt mai personale și am intrat într-un mecanism metodologic care poate e mai personal, chiar dacă în spate se găsește, bine ați văzut, pe de o parte școala germană, am fost foarte influențat, am lucrat ani de zile cu Hans Belting în momentul în care el era profesor, eu asistent la München, am fost foarte legat de școala de la Paris, Louis Marin, la Paris mi-am susținut doctoratul. Lucrurile uneori sunt greu de definit și pentru mine, pot să mai dau un element care să vă arate dificultatea unei definiri foarte clare. Și poate aici stă puținul pe care, sau mica originalitate care poate o aduc în acest tip de discurs. Fiind legat de două paradigme atât de diferite, cum e spiritul interpretativ german și cel francez, de multe ori colegii mei din Franța văd în mine partea germană, colegii mei din Germania văd partea franțuzească. Deci colegii din Germania spun, ești un imaginativ, e o chestie poetică, puțin mai fantastă, care noi nu ne-am putea o permite. Colegii francezi îmi spun, atâta rigoare, clar, noi suntem mai liberi în frază, deci undeva la mijloc între ei doi e un mic locșor pentru mine. Și în final, ce carte pregătiți? Tocmai am terminat o carte care este gata, i-am trimis-o la editor, care are puțin de a face cu ce am făcut până acum. E o carte care se cheamă Imaginea celuilalt. E vorba despre
modul în care s-a cristalizat imaginea alterității, mai ales alterității culturale, sub specia străinului, negrul, evreul, musulmanul și țiganul, în epoca Renașterii și a Barocului, considerată ca o epocă în care se construiește această quadruplă alteritate care ne mai preocupă și în ziua de astăzi. Eu, o carte de istorie artei, am încercat în ea să arăt modul în care cultura vizuală în această epocă în care se cristalizează, de fapt, canonul occidental, se confruntă cu celălalt. E o carte deja terminată, acum câteva săptămâni am trimis-o la editor și care va însoți o serie de conferințe care le voi ține în toamnă la Louvre. Deci o carte făcută din textele conferințelor, dar probabil că va fi deja pe masă în momentul conferințelor. La editura Humanitas am în pregătire o carte, o traducere, care are ca titlu Cum se savurează un tablou, un titlu puțin înșelător din faptul că nu e neapărat o carte de inițiere a lecturii unui tablou, ci vine oarecum în ceea ce vă spuneam la începutul convorbirii noastre. E vorba despre savurarea prin înțelegere și prin pătrunderea unor mecanisme de expresie. Dacă totul merge bine, spre toamnă cartea va fi gata și ea. Și pregăti și o carte de memorii? Dar de unde știți? Pregătesc o carte de memorii care e, o parte e terminată și e într-o fază de editing la o editură franceză și probabil editura Humanitas arată foarte interesată. La un moment dat va apare, sper că destul de curând, și în limba română. Și o întrebare suplimentară. Efectul Sherlock Holmes este o interpretare a semnelor, a simptomelor, o cale de aflare a adevărului interpretând aparențe, bazată pe conjecturi și nu pe simboluri. E altceva, e un fel de opus al teoriei cunoașterii platonice. O altă tradiție și faptul că vorbiți despre Freud și Freud este un interpretator al unor semne ale onirice, un interpretator al viselor. În fond, toată cartea aceasta este o carte de care analizează profunzimi ale imaginilor, nu un plan superior al imaginii. Da. Sigur, marea diferență constă în faptul că analizele pe care le propun nu sunt analize ale realului sau ale realității, ci a unor ecrane, a unor filtre ale realului și a realității, deci opere de artă, pictură, film. Deci acolo este marea diferență. Cred totuși că e de fapt vorba nu atât de un proces de interpretare, nu o problemă gnoseologică, ci mai degrabă de o problemă hermeneutică de a înțelege ceea ce ne oferă încă și în mod perpetu o creație artistică, un filtru care se interpune între noi și lume.